dumneavoastră și înainte de a asculta CV-ul lui Florin Icobescu, o să rog regia să dea, pentru că timpul fuge și mi-e frică că nu o să apucăm să dăm tot ce am avut pregătit pentru dumneavoastră. Și rog regia să dea drumul la primele imagini, imaginile care au sunet. Avem și noi sunet în studio. Noastră auziți mai bine, dar eu vreau să vă specific că aici e vorba de campionatul republican de juniorii 3. Sărbianca joacă în echipament albastru și un sat care totuși a reușit să strângă o generație bunicică și să participe în campionatul republican Grabaț, un sat aici după Jimbolia, după Jimbolia, da. Da. Deci e generația 1979-1980 al clubului Sărbianca. Pentru cei care n-au urmărit episoadele trecute, vă reamintesc că clubul nostru a urmărit absolut toate meciurile și a filmat toate meciurile acestei generații pe parcursul întregului campionat. Mulți dintre ei pe care îi vedeți aici au jucat în primă și în a doua ligă. Golkeeperul gazdelor iese din poartă blocându-i pe jucător. La minge acum a fost Tibi Mădurean, care probabil într-una din emisiunile viitoare o să fie invitat. A ajuns să joace în divizia B, la o vârstă destul de fragedă, după care a trecut la futsal și a ajuns să fie chiar și capitanul echipei naționale a României, unde a evoluat 7-8 ani de zile, deci un jucător de bază la futsal. Pe lângă el, în imagine, mai apare Radu, care a debutat în divizia B la UMT, a jucat pe 2-3 etape, apare Giuchic, care a jucat și el pe la primitată echipă și la UMT, care a aprobat. Da, a debutat la Slava. După aia mai avem... Daniel Radu. Da, Daniel Radu este și el. Tibi Mădurean vie la colțul lui, ridicând sporul la 0-3. De reținut și diagonal, la precis expediat. Deci în timp ce se derulează Almăjane, hai să spun, eu știu, o întrebare să mai scăpăm așa de ele. De ce se promovează așa de greu? Mă refer la juniorii ăștia care sunt, să zicem, talentați, s-au terminat junioratul. Și cum li se dă nici așa? Da, părerea mea e în felul următor. Depinde de obiectivul echipei. Dacă 0 la 4. Echipa trage la primele locuri, cum a fost Poli, de exemplu, la Cupe Europene. Antrenorul e fricos. Deci nu-i dă șanse pentru că nu vrea să pierdă niciun punct. Nu riscă nimic. Bun, dar în situația aia sunt, gândește-te, din 18 echipe, cel puțin 10 se bat pentru primele 6 locuri. Asta înseamnă că în cele 10 echipe, juniorii nu vor promova. Deci nu te referi la o anumită echipă. Nu, îmi repet în general. Dar de obicei mă refer când zic... Nu, toți vor rezultat. Uite-te, nu mai mult de la copișul junior pleacă treaba asta. Deci, antrenori de la copișul junior toți vor rezultate. După rezultate. Nu, foarte puțin sunt... Foarte puțin sunt care vor să crească jucători. Să schimbă formula, nu schimbă... Onoare la o ezitare. Ne pun pe nouă idei pe la exact. Ta. Că n-au valoare juniori. Eu am să vă dau niște exemple de promovare. Vă amintiți și voi foarte bine și Mimo. În 2000 a venit Udaș, a luat 6 jucători juniori de la Timișoara. Printre care jefe generat era unui an. Anul următor, Luda cu Giurgiu antrenor, a luat campionat național la juniori. Ia Timișoara, dar 6 erau scura de câteva, am numele lor. Tot, dar Ian era unul dintre cei mai cunoscuți juniori ai Timișoara, din anul 2000. Din nou, aceiași doi jucători se află față în față, fără să schimbe evoluția scorului. O va face însă istime, deci un teren mai puțin, să zicem așa, plăcut sau bun pentru joc. De lăudat primarul, care totuși a înscris echipă în campionatul republican.
care, bineînțeles, să joace, să vadă și alte localități din alte județe, că erau vreo 5-6 județe amestecate în campionatul republican. A juniorii 3, care atunci aveau 15 ani. După ce interceptează o minge, Topor trage în bară, iar Lucian Corlean din apropiere ridică scorul la... Nu, a fost un scorul puțin mai mare. Bine, mai mei erau organizați, aveau 4-5 ani împreună, ei s-au adunat probabil de la școală exact atunci și... Rezultatul final la meciul de junior 3, Grabat, Srbianka Đukić, 1-8, este stabilit de Jukić junior din penalti. Da. Da. Nu e de lăudat. Deci Grabat un sat și erau multe echipe din orașul Timișoara care nu s-au înscris în campionatul republican de junior. Lugos, prin golurile marcate de Miroslav Đukić 3, Tibi Măgurean 2, Daniel Bolgovici, Radu Daniel și Daniel Topor, câte unul. În final, facem precizarea că această emisiune este produsă de Fotbal Club Sârbian Giurgiu. Revenim în direct, doamnelor și domnilor, aici la Europa Nova. Emisiunea Fotbal își derulează în continuare programul ei. Avem invitați pe Florin Picobescu și Ioan Almăjan, bineînțeles, eu ajutat de colegul meu, Miroslav Giurgiu. Spuneam, Mimo, că... Mutăm tirul întrebărilor de pe Ion, pe Florin. Da, exact. Acum, Florin, pentru cei care ne privesc, cei care își aduc aminte de tine, în câteva cuvinte, cum a zis și Balmazan Ion, când te-ai hotărât să joci sau cum te-ai hotărât sau cine te-a selectat sau... Deci eu m-am născut lângă Făget, la Begheiul Mic, și am început ca orice copil. Curte, școală. Stradă, urmă la școală. Ce? Poate tânăr da. Am... A fost cooptat, să zic, în echipa din Făget, care e activat prin campionatul județean, foarte de tânăr. Antrenor cine era atunci sau cine v-a selectat? Necunoscut, era Nichi Renner sau cum îl chema, din Făget de acolo, da. Mă rog. Ei, și am avut norocul să fiu... Da, îmi cer scuze, uite, da. Se întâmplă că chiar și când am avut pe CV-ul Ormăzean, acum al tău, suntem în direct cu domnul primar... Domnul viceprimar, pardon, probabil va candida și o să mergem pe mâna lui să devină primar orașului Timișoara, Adrian Orza. Bună seara! Bună seara! Nu știu dacă sunteți la televizor sau sunteți doar la telefon. Nu sunt la televizor. Da, că am avut înainte de a intra noastră, cam la începutul acestei emisiuni, am avut da. Unul din galerie, un fanatic din ăsta, suporter al Politehnicii, care da. A pus o întrebare foarte interesantă. Cum să scăpăm da. De Iancu și cum putem ajunge un club curat din toate punctele de vedere? Pe bandă roșie circulă întrebarea non-stop pe parcursul emisiunii, că mi s-a părut o întrebare interesantă. Acum nu cer la dumneavoastră să dați un răspuns, doar eventual să ne dați, eu știu, cam de ultima mână, ce s-a mai întâmplat, ceva noutăți. Acum, chestia asta cu fotbalul e privită de fan și poate tocmai asta e farmă cu fotbalul, e că fiecare consideră că are un drept de proprietate asupra unei echipe de fotbal. Cel puțin din punct de vedere sufletesc, fiecare ne asumăm o mică acțiune acolo la echipa de fotbal. Numai că fotbalul ăsta e constituit pe societăți pe acțiuni. Și cine e proprietar, cine are acțiunile majoritare la o echipă, are patronul din punct de vedere juridic al clubului. Și este asta cu cum scăpăm de X, e o întrebare... Nu, mi se părut mai mult o întrebare dură. Mi se pune o întrebare bună, o să vândă clubul la Y și atunci o să vândă la capăt cu Y. Cam asta e răspunsul care îți poate da la întrebarea asta. Bine, eu nu v-am cerut să dați dumneavoastră răspunsul. Mi s-a părut așa un răspuns. Fiecare crede că asta e o proprietate comună în fotbalul ăsta. Numai că nu crede așa, e o proprietate foarte strictă juridică și ca și că, nu știu, ne-am pus întrebarea când pleacă stelul de la Europa Nova, stelul da. Pleacă atunci când eu să vrea el. Da, deci e o chestie, așa, care... acum, ce am vrut să vă întreb? Se
scrie prin ziare, mass media, se zvonește că Stanciu l-ar fi adus sau vrea să-l aducă antrenor pe Bedi Iordănescu. Puteți să ne spuneți vis-a-vis de noul antrenor sau dacă știți ceva vis-a-vis de... Eu vă spun un lucru sincer. Pe mine acum mai puțin mă interesează cine e antrenor și cine e antrenor dintr-un motiv foarte simplu. Clubul ăsta e pe marginea prăpastiei și important este să vedem cum reușim să-l salvăm. Cine o să fie antrenor, credeți-mă, cu toată sinceritatea, e mai puțin important. Deci clubul are probleme mult mai grave decât dacă e în discuția asta legată de că e Edi Iordănescu sau că nu e Edi Iordănescu, sau că e povestea. Dar putea să fie antrenor la echipă care nu mai există. Deci lucrurile sunt mult mai grave decât un par și de asta spun că acum noi suntem preocupați să vedem cum putem salva, cum putem salva acest club. Sigur, repet, un club care e în proprietatea unui domn, pe nume Marian Iancu. Deci noi avem mai multe variante. Putem să mai finanțăm acest club și să stăm deoparte, să ne uităm, să vedem ce se va întâmpla cu el sau dacă toată lumea e de acord să-l susținem. Însă e o problemă legată de patronat. E clar, atât timp cât acest patronat a adus clubul în această situație, mi-e și nouă foarte greu să ne mai asociem cu acest patronat. Deci, da, situația e destul de încălcită și nu vrem să ne grăbim ca să luăm o decizie privită. De asta vă spun că cu Edi sau fără Edi Iordănescu mi-a puțin important în ziua de față. Dacă eu în multe emisiuni anterioare, probabil de la început, încă de la începutul returului campionatului, eram socotit ca și antipolis, că nu știu ce, și eu de atunci am prevăzut că se va ajunge aici și de atunci am prevăzut că și îmi pare rău, na, că n-am reușit să... Eu nu vreau să vă contrazic, dar eu cred că nimeni nu a putut să prevadă că se va ajunge aici. Nu, în sensul ăsta. Deci sunt foarte mulți care știu situația. Eu am vrut altceva. S-a ajuns că FC Politehnică Timișoara să fie amestecată în așa ceva. Deci asta e, mie mi-a părut rău când s-a pronunțat. Mi pare rău la toți. Acum, deci măcar dacă FC Politehnică Timișoara rămânea deocamdată fără să fie înscrisă în niciun campionat, atunci era ușor. Cu FC Politehnică Timișoara o luam de jos. Și dacă clubul ăsta se putea menține sau nu se putea menține, probabil mergea spre faliment. Nimeni nu poate să știe când vine un patron. Să fim sinceri, nimeni nu știa nici când a venit Rambon atunci, la început, unde se va ajunge. Când a venit Rambon, toată lumea a făcut mătrânii și a zis, uite ce mare investitor străin avem la Poli. Deci nimeni nu poate ști dinainte caracterul unui patron sau chestii de genul ăsta și e bine să ne amestecăm în probleme de genul ăsta. E nevoie de un patron. Dacă avem șansă să avem un patron, poate chiar de aici, al locului, deși eu am mari semne de întrebare legate de posibilitățile și a plecarea oamenilor cu bani din Timișoara către sport, nu numai către fotbal, au alte priorități, numele lor și dreptul lor să le aibă. Da, dar băi... Deci e foarte greu când vine cineva să zici, domne, nu te primim, că bănuim noi că peste nu știu cât timp o să faci o chestie din care să suferi clubul. E foarte complicat. Da, da, dar se mai pune o problemă, că și pe mine mă întreabă foarte mult pe stradă. Domnule, dar zice, primăria și cu Consiliul Județean au investit o groază de bani în ultimii 3 ani de zile. Dacă e să discutăm, mai ales pe termen juridic, nu am investit. Adică, bine, așa s-au exprimat ei, mă rog, știu că erau banii dați sub formă de sponsorizare sau donație. Mă rog, dar bani totuși performanță și performanță s-a întâmplat. Da. Pentru ultimul an nu am dat niciun ban, din fericire, că acum ar fi trebuit să-i luăm înapoi. N-am dat niciun ban, deși jucătorii scos din context, așa fi meritat că ei și-au obținut performanța pe teren. Da. Dar, până la urmă, tot chestiile juridice au primat și nu li s-a validat această performanță. Dar noi, în ultimii 2 ani, am dat bani și Poli a ajuns sus, datorită... Exact în ultimii 3 ani de zile, am prins de 2 ori locul 2. Exact. Deci exact când primăria, în frunte cu dumneavoastră,
și Consiliul Județean s-au implicat și au ajutat destul. Da, ne-am implicat și a fost prima dată când a fost un lucru, zic eu, pozitiv, pentru că la un moment dat când a apărut domnul Iancu, 2 ani de zile nu a solicitat niciun ban de la autorități, a investit mult, a creat aici un front de așteptare foarte mare. Au fost și niște rezultate că nu se pot contesta, care n-au mai fost repetate în fiecare an, așa cum s-a întâmplat acum în cariera, în istoria clubului Poli. Poate ar fi reușit să câștigăm și campionatul acum, deși poate mai bine că l-am câștigat, că am fost suferit mai mult luându-mi se juridic acest drept câștigat pe teren. Deci, suntem într-o situație foarte încălcită, cum e încălcit tot fotbalul românesc. Nu vedeți că se desfințează o echipă ca și Craiova, care e... Bun, deci e problema odată și odată. Echipe de comune, Naționala României nu mai bate pe nimeni. Păi da, dar problema asta trebuia odată și odată să se întâmple. Nu puteam merge la infinit numai așa cu păcăleală și cu... Corect. Deci odată corect, numai că vedeți că nu se pune nimic în loc. Și la ghinionul nostru... Vorbesc acum de fotbal românesc. Să revenim la fotbalul timișorean, ca să căutăm un investitor, repet, el trebuie să intre într-o acțiune de într-un business cu actualul patron, să îi se cesioneze afaceri, să le acțiuni, să le cumpere. Dar gândim doar dacă vrea domnul Iancu. Nu, eu sincer acum, da, sunt problemele lui Iancu, el a condus clubul, cum a condus, e treaba lui și a lui Chivorcean, eu nu mă amestec, dar soluția, să zicem, din punctul meu de vedere, nu este decât una singură. Cei care au condus clubul până acum să-l conducă și de acum mai departe. Dacă se descurcă, bine, bine, dacă nu se descurcă, asta este. El vor conduce, acum că conduce cu sprijinul nostru sau fără, rămâne de văzut. Eu deja știți foarte bine că am spus de numărat că nu am susținut X-i pe Z din club. Am susținut clubul. Dar nici noi nu putem să mergem la infinit cu un patronat care... practic a lovit acum în club. Păi bine, bineînțeles. Și indirect a lovit. Dincolo de ieșirea domnului Iancu, am trecut peste ele, pentru că nu vreau noi să producem o sciziune din asta financiară și apoi să fim arătați cu degetul că din cauza noastră nu s-au obținut rezultatele. Dar acum nu va fi greu să mai colaborăm. Da, nu știu dacă v-ați urmărit emisiunea trecută, am avut invitat pe Bărbosu, și a avut ultimul cuvânt înainte de închiderea emisiunii, i-am dat-o ca invitat și el a zis un lucru foarte interesant. Citez, ca să-i recunoaștem meritele lui Iancu pentru cei 2 ani de zile când am participat în cupele europene, dânsul trebuie să ne lase de acolo de unde ne-a luat. O chestie foarte interesantă mi s-a părut. Da, o chestie interesantă, corect. Deci cu treaba asta s-a încheiat și emisiunea. Da, aproape tot acolo ne lasă, că dacă să ne gândim, Poli ajunsese la un moment dat în finalul mandatului de Dobos cu un picior în divizia B. Da, dar eu din sursele mele am înțeles că inițial renunțase Iancu și după aceea s-a răzgândit și zice că rămâne cu 51% ca și acționar în care intră clubul, Palmaresul, locul, jucătorii care mai rămân, iar 49% sunt la dispoziția celor care vor să investească. Domnule, cred că tot timpul au fost oameni care au fost invitați să investească, dar mă îndoiesc că cineva va investi atât timp cât domnul Iancu va fi acolo. Mai ales după reclama din ultimul, sau după rezultatele. Acum discutam așa între fani, că nu ne aude nimeni, la o bere. Imaginară, deci nu cred că va veni cineva, nu cred că va veni cineva și dacă pleacă Iancu. La situația economică care e și la apetitul investitorilor. Da, dar eu acum... Bănătenii locali în sport. Gândiți-vă că la basket nu sunt probleme de genul ăsta. Și echipa e ținută eminamente de bani publici, ceea ce e normal. E un club profesionist și ăla. Și nu a venit niciun investitor din Timișoara să zică, domnule, ești patriot local, nu e așa mult un buget pentru divizia întâi la basket masculin. Pun eu banii ca să țin în echipa sau uite, pun eu 5% din bani și mai pune să autorități de 50%. Deci nu sunt oameni de genul ăsta. Păi bun, deci anume, dacă nu-i istoria... Să-mi ipotetic cum au așteptat bunicii noștri pe americani, dar nu mai vine.
dacă luăm istoria, tot timpul așa, o dată la 10 ani, câteodată s-a întâmplat și la 20 de ani, să se întâmple să apară o echipă bună în orașul Timișoara care să participe în cupele europene, nu? Eu acum în emisiunile mele de vreo 3 emisiuni la rând și mai vreo 3-4 emisiuni care urmează, o să dau jocurile din cupele europene a anilor 90. Deci când am jucat cu Atletico Madrid, cu Sporting Lisabona, cu Real Madrid, deci lumea mai poate să se uite și să vadă că și-a... Bă, a fost o perioadă frumoasă, a fost un reviziment pe care l-a avut Timișoara în România și datorită Revoluției. S-a fost o perioadă când ne priveau tot bine, după care au început să nu mai primească bine, că a fost și de când fost Revoluția, noi în Timișoara. Dar în fine asta e altă poveste. Da, păi atunci mai o întrebare, adică de fapt aceeași care tot timpul v-am pus-o. Ați promis, mă rog, asta am auzit-o eu și nu cred că nu confirmați, că o să cereți public dosarul de licențiere al lui Iancu și să-l vadă eu. Acum o să cerem mai mult decât dosarul de licențiere, o să cerem exact toată situația financiară a clubului și, repet, nu o cerem ca niște organe de control, că nu avem niciun drept. Nu, dar cere ca și... Dacă clubul mai dorește să primească sprijinul nostru, atunci primul pas e să ne prezinte exact situația reală a datoriilor, a jucătorilor, deși spun din nou, nu sunt nici jucătorii noștri, nici și probabil, datoriile probabil care le are aceste sala stat, nu e problema noastră, dar vrem să ne lămurim pentru că altfel nu văd cum am putea colabora și probabil că îi vom cere patronatului clubului să-și achite în primul rând datoriile pe care le are față de stat, dacă le are. Da, și probabil veți cere, sunt convins, ce s-a întâmplat sau cum s-au consumat banii pe care, eu știu, consumăm. Asta nu-i mai cerem pentru că am cerut deja și în altă nu se puteau da acești bani. Asta, tot ce am dat noi este verificat, controlat și justificat din acte de către club. Acum vrem să vedem tot bugetul clubului, nu doar banii care am dat, pentru că ăștia au fost verificați conform legislației. Păi, eu vă mulțumesc că ați intrat în direct cu noi și în următoarele emisiuni să vedem când aveți în asta timp să veniți sau când se mai liberează. Revin, da, mulțumesc. Revin la prima, oricând cu drag, revin la prima întrebare. Trebuie să punem lucrurile în ordine. Eu vă spun cu toată sinceritatea, e mai puțin important cine să fie antrenor acum. Clubul ăsta riscă să nu mai existe. Nu se pune problema. Da, și e păcat că poartă numele de Fece Politehnică. Că noi acum am mai văzut și pe alții interesează. Domnule, dar vine Edi Ordănescu. Domnule, e bine dacă are unde să vină Edi Ordănescu. Că s-ar putea să nu mai avea unde să vină. Da. Păi, eu vă mulțumesc încă o dată. Nu vreau să fiu omul cu suflet triste, mai ales că m-am implicat și sufletește în principal la Poli și... Dar situația e foarte gravă și... Trebuie gestionată ca atare, adică să gestionăm lucrurile importante și chiar și fanii să înțeleagă că chestia asta cu Edi Ordănescu e cea mai bine, mă rog, acum au apărut în mass media și eu am vrut să, eu știu, de la prima mână de la noastră să aflu, da, vis-a-vis de, na, erau vehiculate două nume în cazul în care Dușă nu împreacă contra și cu Edi Ordănescu, dar da, probabil după ce se mai limpezesc apele, dacă clubul mai poate funcționa, mai există și mai are forță să discutăm acum. Da, mie îmi pare rău că se va pierde numele de Fece Politehnică și probabil o să inventăm, eu știu, studentul sau școlarul sau... Nu putem să facem lucrul ăsta pentru că păi și cine totul o să e legat aici, păi da, da, numele suporterilor de Politehnică. De Politehnică, dar datorile se vor aduna și vor fi foarte mari în decurs de un an și ceva. Nu știu cine o să le achite. Nu vezi, ăsta e un subiect mult mai greu decât ăsta cu Edi Ordănescu. Da. Na, bine, cu timpul ne presează, vă mulțumesc frumos încă o dată. Seara bună și o emisiune frumoasă. Și ne auzi. Bine. Bună seara. Acum, repede, să terminăm cu CV-ul lui Florin Icobescu și după aceea o să rog regia să dea al doilea grup de imagini. E vorba de repriza a doua de la meciul Atletico Madrid Politehnică Timișoara, care returul, de fapt, de la Madrid. Deci, Florine? Deci am început la proiect și am avut norocul să fiu descoperit de o fostă glorie a Politehnicii, Emanuel Mițaru, care din păcate nu mai e printre noi. El era antrenor la școala sportivă, am venit la Timișoara, dar veneam doar la meciuri, am avut handicapul, locuiam, făceam școala în continuare la Făget și
veneam doar la meciuri și la pregătirea centralizată. Cantonamente. Aveam condiții foarte bune, aș vrea să remarc asta. Aveam condiții foarte bune la școala sportivă, fiind subvenționați de Ministerul Învățământului. După un intermezzo de 6 luni la Vulturii Textile a Lugoj, aveam 16 ani, am și debutat atunci în Divizia B, printr-o conjunctură. Că... De ca junior în echipă. Nu, 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 nu. Titularul era Marin Can, poate vă spune ceva. Da, știu, da? Știu. De la Julio, chiar la UTA a mai apărat în divizia, un portar foarte bun, da. Nu mai rețin, a avut cartonaș așa, sau așa ceva și am debutat chiar împotriva Bihorului, care era practic promovat în divizia A. Sigur, pentru mine la 16 ani a însemnat ceva, a fost ceva, da. Și în vară am fost transferat, grație unui alte foste glorii poliste, antrenorul Ghiță Codreanu, care iarăși nu mai e printre noi. El aș spune că mi-a marcat cariera, fiindcă m-a adus la Timișoara, mi-a rezolvat pe perioada stagiului unitar să joc la Dinamo Victoria și tot el, la terminarea junioratului la Timișoara, m-a transferat la... a intermediat transferul meu la CFR Timișoara, la CFR Timișoara, la terminarea juniorului la Poli, echipa de tineret. Am plecat după o scurtă perioadă militar, am jucat pe perioada stagiului militar în București, la Dinamo Victoria. Era un bet, în ce? Promovat în nu, 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 era în stadiu destul de... De formare, formare, da, formare, da, da, da. Așa? Am revenit la CFR Timișoara, o perioadă scurtă, pe urmă am avut, după o accidentare serioasă la genunchi, am avut o perioadă scurtă. În ce an a fost asta? Prin 80-81 am avut o perioadă la Electromotor, Constructorul, și prin 83 am revenit la CFR Timișoara, am avut 2 sezoane foarte bune, am fost adus de Liță Dumitru. Am fost adus, promovat chiar de el din nou la, în echipă. El a plecat la Politehnica și am rămas să joc și am jucat titularul vreo 2 ani de zile, 2 sau 3 ani. Și în 86, profesorul, când echipa Politehnica retrogradase în Divizia B, la campania de pregătire, profesorul Ionescu, Jack Ionescu, m-a readus la Politehnica. Am stat o perioadă scurtă, 2 ani de zile. Am plecat de la Politehnica la Progresul, unde am fost colegi. Așa, și în 89 vara m-am transferat de la Progresul la CFR Timișoara, am jucat câteva meciuri și în toamna lui 89 din păcate n-am apucat-o, cu o lună înainte am părăsit